Membrii Consiliului Elevilor Liberali de la Giurgiu au avut parte de cel mai activ an de când ființează. Pentru ei, 2015 a fost plin de acțiuni, multe dintre acestea premiere naționale sau care au devenit deja o tradiție pe plan local. Am reușit să organizăm foarte multe acțiuni de succes și anul 2015 l-am început cu o acțiune istorică, un parteneriat cu Clubul Elevilor Liberali România și Clubul Național Liberal. Acțiunea s-a numit Elevii Liberali de ieri și de astăzi, unde s-a prezentat istoria Elevilor Liberali, gazda principală fiind Dinu Zamfirescu. După am organizat o acțiune la care noi am promis că o vom organiza în fiecare an și am trecut-o pe lista acțiunilor cu tradiție, și anume Cupa C la Atletism Memorial Ion Banu, ediția a doua. După am vrut să îi premiem și să le apreciem munca giurgiuvenilor care au reprezentat cu succes orașul la un nivel foarte înalt, și anume am organizat o gală, Gala Premiilor Cel Giurgiu. După am organizat un eveniment care nu s-a mai organizat la Giurgiu, și anume ședința națională a Clubului Elevilor Liberali, unde a fost prezent și președintele Tineretului Național Liberal, deputatul Costel Alexe. În ceea ce privește 2016, Consiliul Elevilor Liberali și-a propus obiective la fel de ambițioase, printre acestea obținerea de transport gratuit pe mijloacele de transport în comun din Giurgiu. Ne vom continua tradiția, începând cu un proiect prin care ne propunem ca tinerii giurgiuveni să beneficieze de transport gratuit cu mijloacele de transport în comun. Vom participa de asemenea activ online în campania electorală a celor de la PNL la alegerile locale și parlamentare, și de asemenea dorim ca și în acest an, ca și în ceilalți ani, cum ne-am obișnuit până acum, să avem acțiuni de succes și acțiuni care să-i facă pe cei din jur să ne aprecieze și să ne facă nouă munca să conteze. Anul 2015 a fost un an important pentru noi, însă anul care va veni, anul 2016, va fi un an mult mai important, deoarece este un an electoral. În acest an vom putea demonstra că Partidul Național Liberal este o alegere foarte bună pentru România și vom putea să demonstrăm că și Clubul Elevilor Liberali, dar și TNL Giurgiu va putea face ceva pentru a schimba ceva în această țară. Cel mai important eveniment pe care tinerii liberali îl pregătesc pentru începutul anului 2016 este organizarea unui eveniment intitulat 10 pentru Giurgiu, unde în baza unei selecții riguroase, cei mai activi 10 tineri liberali vor fi nominalizați pentru a fi incluși pe listele de consilieri locali la alegerile din iunie.